Patru familii își plâng morții după accidentul cumplit care a avut loc în noaptea de joi spre vineri în municipiul Iași. Odihnește-te în pace, o să merg și prin foc numai să-ți fac dreptate. Sunt cuvintele pline de durere și revoltă ale fiicei unuia dintre cei patru muncitori striviți de mașina unei șoferițe băute. Oamenii au sfârșit nevinovați pe stradă în timp ce lucrau la canalizări. Conform observatornews.ro, accidentul de joi spre vineri din Iași a înduliat patru familii și ține cu sufletul la gură alte trei. Cei trei colegi răniți care au ajuns la spital sunt în stare critică, iar medicii nu știu dacă vor câștiga nici ei lupta. Unul dintre ei se află în continuare la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași la terapie intensivă, intubat și ventilat mecanic, fiind sedat și urmând să fie supus unei noi intervenții chirurgicale. La același spital se află și un bărbat în vârstă de 53 de ani care a suferit o fractură de gambă, în timp ce o altă victimă a tragediei a fost transferată la spitalul de neurochirurgie. Toți cei șapte muncitori erau colegi la o societate de drumuri din Iași, iar în noaptea fatidică lucrau pe stradă la canalizări. O șoferiță care se urcase beată la volan a apăsat pedala de accelerație, a pierdut controlul direcției într-o curbă și a lovit un gard, apoi a ricoșat în grupul de muncitori. Camerele de supraveghere au filmat nenorocirea. Patru dintre cei șapte muncitori au sfârșit tragic sub roțile autoturismului. Din cauza impactului puternic, toată smoala pe care avea un auto utilitar s-a prăbușit peste ei. Momentele de dinaintea tragediei au fost surprinse de asemenea de camerele de supraveghere din oraș, iar imaginea arată cum șoferița agonește pe șosea cu o viteză incredibilă. După nenorocire, șoferița în vârstă de 39 de ani a plecat relaxată. A fost găsită de polițiști după 12 ore pe terasa unui mall. După audieri, tânăra a fost reținută, iar instanța a dispus arestarea preventivă a acesteia pentru 30 de zile, relatează observatornews.ro.